Dacă ne începem cumpărăturile la raionul de fructe și legume, neapărat trebuie să fim atenți și aici la etichetă, aceasta conținând un cod de 4 sau 5 cifre, care este semnificația lor. De exemplu, un măr care are un cod format din 4 cifre este crescut în mod convențional și posibil contaminat cu pesticide sau substanțe fertilizante. Dacă mărul are un cod din 5 cifre, iar prima cifră este 9, atunci fructul este bio. Fiți cu băgare de seamă în cazul fructelor și legumelor al căror cod începe cu cifra 8. O astfel de afișare indică faptul că produsele respective au suferit modificări genetice. În cazul alimentelor însă lucrurile stau un pic altfel. Trebuie să știm că atributele calitative, senzoriale și nutriționale ale unui aliment depind de calitatea ingredientelor, aditivilor, aromelor utilizate, dar și de tehnologia de fabricație a acestuia. Alimente supuse procesului de prăjire cu adaos de sare și grăsimi, în special grăsimi animale sau artificiale, margarină, alimente bogate în zaharuri, îndulcitori artificiali, conservanți, coloranți. Pentru o cât mai bună alegere a produselor și evitarea alimentelor cu potențial alergen, evită aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită să treacă denumirea alfanumerică de tip E, tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O mențiune este faptul că nu toți aditivii sunt nocivi. Există și coloranți naturali de tipul celor obținuți din sfeclă roșie sau edulcoranți obținuți din ștevie, care sunt inofensivi din punctul de vedere al acțiunii asupra organismului. Din lista ingredientelor pe care ar trebui să le evitați, putem enumera caragenul, dextroza sau nitriții. Înainte de a lua decizia de a cumpăra un produs, nu uitați să citiți și termenul de valabilitate al acestuia, care ne poate oferi informații cu privire la prospețimea alimentului. În cazul în care aveți suspiciuni că termenul a fost modificat sau supraștampilat, cel mai bine ar fi să nu cumpărați alimentul respectiv. O etichetare corectă a produsului trebuie să conțină obligatoriu și referințe cu privire la lista ingredientelor și a aditivilor și aromelor, dar și indicații clare ale gramajului care să corespundă cu realitatea. Dacă alimentul conține ingrediente sau substanțe alergene, cum ar fi soia, arahidele, lapte, ouă, muștar, sau contraindicate celor cu intoleranță alimentare, cum ar fi lactoza sau glutenul, acestea trebuie menționate într-o etichetă distinctă. În perioada 16-23 februarie, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor desfășoară campania Citește Eticheta, inițiativă prin care se dorește informarea consumatorilor din România cu privire la normele Comisiei Europene, prin care se garantează integritatea produselor comercializate în Uniunea Europeană, astfel încât ceea ce este scris pe eticheta produsului comercializat să spună adevărul despre conținutul acestuia.